Salutare audioașilor și bine v-am regăsit la un nou episod de Brookhaven RP. Să nu uitați să rupeți butonajul de like, să apăsați și pe subscribe și pe clopoțel ca să primiți toate notificările. Cineva mă împușcă, frate? Băi, e polițistă tipa asta? De ce mă împuști, tanti? Băi, tipa asta vrea să plece, mă împușcă și pleacă imediat? Stai, ce? Băi, nu, că scot și eu pistolul. Stai, frate, uite aici și trag după tip asta, îi fac padă la mașină. Astăzi vreau să fac niște farse locuitorilor din Brookhaven. De asemenea, dacă aveți voi idei de farse sau provocări nebune, să-mi scrieți acolo în comentarii și o să fac un episod special cu ideile voastre. Dar de data asta o să facem în felul următor. O să mă duc la casele locuitorilor din Brookhaven, o să sun la sonerie și o să fug. Cred că o să fie super, super amuzant, însă am nevoie să caut niște persoane care sunt acasă. Deci trebuie să mă duc la case și dacă observ că e cineva acasă, o să sun. Casa asta pare goală. Opa, 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 e aici cineva. O să mă duc așa frumos, o să-mi iau sneak-ul, bro. O să mă furișez. Oare mă vede? Mă furișez așa frumos. Zbang. Sunt la ușă și fug. După care mă ascund. Ok, vreau să văd dacă iese la ușă. Mă duc mai încoace puțin. Băi, nu a ieșit la ușă. O să mă duc chiar așa pe furiș și o să sun din nou. Era să mă prindă, bro, tip asta. Băi, nu pot să cred, a ieșit afară să se uite. Este să mă mai duc încă o dată. Holy mama. Sper să nu iasă exact când sun. Mă duc chiar așa frumos. Sun și fug repede. Ok, ok, ok. Stau aici puțin. Ia să-mi pun iară sneak-ul și să mă duc așa totuși, să mă uit puțin cu coada ochiului. O fi venit oare să răspundă la ușă? Aaaa! Era să mă prindă iară, doamne. Era chiar acolo, bro. Ați văzut? Mai încercăm o dată. Mă pun iară cu sneak și mă duc încet, încet. Cât de amuzant mi se pare. Oh, nu, oh, nu, oh, nu, oh, nu. Vine tipa, vine tipa. Cum mai devine de fiecare dată când mă duc să sun? Ok, și iau pe partea asta încet, încet. E cineva acolo. Mă duc, sun repede la ușă. Și acum mă ascund aici puțin. Ia să stau așa iară, să mă duc așa să mă uit. Băi, aici a venit cu găleata cu apă. E chiar aici, bro. Vrea să arunce cu apă pe mine. Serios, ia uite cum se uită. Deci uitați-vă și voi. Sta acolo să mă prindă. Băi, deci s-a pus aici să mă prindă când sun la ușă. Pe bune. Mamă. Cred că sună la poliție. A luat telefonul. Dar hai să vedem dacă o să mai găsim o altă casă locuită. Aici nu pare să fie nimeni, deci neapărat trebuie să vedem pe cineva jos, gen. Mai există niște case și sus de tot. Hopa, ia uite aici o casă. Am văzut pe cineva, am văzut pe cineva. Stai așa, mă duc așa cu sneak. Sper că nu mă vede tipul ăsta. S-a pus să mănânce, s-a pus să mănânce, bro. Uitați-l acolo, hopa. Mă ascund, mă ascund sub apă, mă ascund sub apă. Îmi sună și m-am ascuns, ok? Acum s-a pus să se uite la televizor, cred? Mamă, o să sar așa puțin. Mă pun iară cu sneak. A, mănâncă, bă, dar nu se uită la televizor, doar mănâncă. Ok, mă duc așa încet. Încet, încet, sar pe aici. Sun. Sun la ușă, sun la ușă. Iară vine, 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 vine. M-am ascuns. Ia uite-l, mă, s-a pus iară să mănânce. Cât de amuzant mi se pare. Ia să mă duc iară. Așa cu sneak, mă furișez. Mă furișez, sun iară. Se ridică oare? Cred că o să se ridice dintr-o dată. A scris ceva, dar nu înțeleg ce. Ok, o să sun la ușă până când o să vină. Mamă. Oh, și-a dat TP, și-a dat TP, și-a dat TP să mă prindă. Oh, nu, oh, nu, oh, nu.
Și-a dat TP să mă prindă, bro. Bă, ia uite, l-a ieșit la mine, băi, dar și-a dat TP în fața casei ca să mă prindă. Nu pot să cred. Ah, și mai e un tip aici care și-a o casă. Stai așa, o să mă duc să sun și la casa aceea, însă aștept să intre întâi în casă. O să mă uit puțin cu binoclu. A, nu vine cu acea tipa. Oh, nu, oh, nu. Mă ascund aici. Sper să nu mă prindă, gen. Oh, m-a prins! M-a prins, bro! Băi, nu pot să cred ce-a dat seama că eram acolo în tufă! Opa! Stai așa, am vrut să mă uit după case și ia uite ce am găsit. Am găsit o casă cu niște persoane aici. Trebuie să mă duc pe partea asta la altă, să o colesc puțin, după care o să îmi iau poziția de furișat. O să mă furișez puțin pe aici prin spate, așa, și trebuie să ajung cumva la sonerie. Păi, tipul asta să nu-mi zici că vrea să iasă acum. S-a întors cu spatele, e în regulă, m-am furișat. Sunt la ușă? Și am fugit, frate. Ok. Mamă, nu știu dacă o să ias afară. Ia stai să mă pun iarăși așa furișat. E acolo lângă ușă. O să mă furișez așa încet, încet. Mă duc. Se uită, bă. Se uită. Au, nu! Au, nu! Au, nu! Au, nu! Cred că o să mă prindă, frate. Vine după mine, mă leargă. Fiți atenți că e în spatele meu, fata asta. Băi, cât de tare e. Mama, acum stau aici să se uite la mine. Deci uitați-vă, vin după mine, vor să mă alerge. Oh, no. Mama mia, o să fug în partea asta, frate. Ia uite-te că vin după mine. Băi, deci nu mă mai lasă în pace acum. Mă duc puțin aici, le las să se întoarcă acasă. Ia uite-ne acolo. A venit cu bicicleta, bă. S-a oprit acolo. Le văd cu bicicletele, ok. S-au dus în partea cealaltă. Băi, au fost prea tare. Însă, din păcate, nu s-au întors acasă. Așadar, trebuie să caut o casă nouă. Hai să mai mergem să mai sunăm încă o dată la tipele acelea, pentru că a fost mult prea tare. Și dacă sunt și acasă, cred că o să fie super, super distractiv. Hai să mă duc așa încet cu Snicu. Bam, nu le văd. Nu sunt aici. Cred că s-au dus la etaj. Hai să sunăm, 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 sunăm. Sunăm, 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 sunăm. Oare aud? Opa, 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 vine tipa, vine tipa. Ok, au ieșit. Mamă, era să mă prindă, frate. Sper să nu stea acolo la ușă. Bă, da, e acolo, bă. E acolo, fiți atenți că îi se vede scrisul. E chiar acolo, mă așteaptă. Ia, uite-te. Sunt amândouă tipele. Mă duc așa încet, încet, pe furiș. Aaaa! Și-a scos casa să mă prindă. Oh, nu, oh, nu, oh, nu. Băi, și-a scos casa și mă aleargă tipa asta mică. Ok, cred că o să-mi iau bicicleta și o să fug cât mă țin picioarele. Băi, a fost mult prea tare. Holy mama, chiar m-am distrat de numai. Hudinașilor, cam acesta a fost episodul. Vreau neapărat să-mi scrieți acolo în comentarii provocări nebune pe care aș putea să le fac în Brookhaven. Nu știu, să mă duc să le spun ceva locuitorilor sau să le fac ceva. Așadar, să-mi scrieți neapărat acolo în comentarii. Să nu uitați să rupeți butonajul de like, să apăsați și pe subscribe și pe clopoțel ca să primiți toate notificările, iar noi ne reauzim ca de fiecare dată pe următoarele episoade. Pa, pa!